dragi telespectatori, bună ziua și bine ne-am regăsit din nou la aceeași oră, la ora 16 de marți până vineri, la City Pulse, aici la Antena 1 Moldova. Aș începe emisiunea astăzi vorbind un pic, câteva minute, despre problemele care ne înconjoară și problemele care se întâmplă în ultimele 24 de ore. Oamenii au ieșit în stradă prin prisma unei ordonanțe de urgență care a fost aprobată azi noapte la ora 12, noaptea jumătate. Mă gândesc dacă trăim în țara hoților și anume spun acest lucru pentru că numai hoții noaptea fac aceste lucruri, numai noaptea se duc la furat. Oare vrea să ne fure și pe noi guvernul? Nu știu, dumneavoastră o să răspundeți la această întrebare. Mai adresez un singur aspect și anume o ordonanță de urgență care intră în vigoare și produce efecte peste 10 zile. Se mai numește ordonanță de urgență. Îmi pun întrebarea unde este urgența de fapt. Evident, nu avem doar probleme rele, mai avem și lucruri bune și, dragi studenți, vă anunț că de astăzi veți circula gratuit pe liniile feroviare, iar elevii vor avea reduceri de 50% pe liniile feroviare clasa a doua. Astăzi discutăm despre o instituție importantă a Iașului și despre o instituție cu ștaif, aș numi-o eu, care s-a înființat imediat după prin anii 90, imediat după căderea regimului. Alături de mine o am invitată pe Raluca Vârlan Bondor, responsabilă de proiecte pe această instituție și anume vorbim despre Institutul Francez din Iași, filiala Iași. Doamna Bondor, bine ați venit pentru prima dată alături de noi. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație și pentru că ați început discuția despre ordonanța de urgență. Aș vrea și eu să precizez că mă voi alătura protestatarilor de la ora 17 în Piața Unirii, tocmai pentru că nu vreau ca țara în care vom trăi în viitor să fie considerată o țară hoților, așa cum ați spus și dumneavoastră, și pentru că sunt convinsă că doar împreună, conștientizând ce înseamnă o comunitate și pe ce valori trebuie să se fundamenteze ea, vom reuși să facem ca România să aibă imaginea pe care o merită. Eu personal m-am săturat să mi se spună că, domnule, sunteți generația de sacrificiu. Dumneavoastră, eu suntem generația de sacrificii, noi tot facem sacrificii, de 20 ceva de ani tot facem sacrificii și alții stau la butoane undeva acolo sus și ne conduc. Eu nu spun că este bună sau rea inițiativa, dar spun că modalitatea de aplicare a acestor lucruri și modalitatea prin care se face nu este etică, nu este cea mai morală și nu este cea mai potrivită de multe ori. Fiecare cu problemele lui, aș spune eu, și noi ne întoarcem la problemele noastre. Institutul Francez, filiala Iași, discutăm despre această temă, dragi telespectatori, în urma unui eveniment foarte important care s-a întâmplat zilele trecute și anume o reamintire, aș spune eu, a victimelor din Holocaust, care s-a realizat un eveniment foarte important la acest institut cu reprezentanți internaționali, naționali și așa mai departe. Aș începe să discutăm un pic despre ce reprezintă acest institut, care este obiectivul lui, care este misiunea lui într-o societate, într-o comunitate. Institutul Francez din România își are sediul principal la București și are de asemenea trei antene regionale, Iași, Cluj și Timișoara. După cum ați spus, el a fost înființat în anii 90, atunci se numea Centrul Cultural Francez și cred că foarte multă lume îl mai cunoaște încă sub această titulatură de Centru Cultural, pentru că imediat după Revoluție și mulți dintre actorii culturali locali mai spun asta încă, Centrul Cultural Francez a fost un adevărat catalizator pentru cultura ieșeană, cel puțin asta știu de la cei din Iași. Foarte mult din peisajul actual cultural ieșean, așa cum îl vedeți astăzi, îl datorăm unor directori vizionari, cum a fost Georges Diener, primul director al Centrului Cultural Francez, care la Iași s-a deschis în 1991, a fost inaugurat în prezența președintelui François Mitterrand și a președintelui Ion Iliescu, care era președintele României pe vremea aceea, iar pentru publicul larg, Centrul Cultural Francez și-a deschis porțile la sfârșitul anului 1992. Deci a fost o deschidere cu ștaif, aș putea spune, când doi înalți demnitari, președinții țărilor, au venit la Iași, da? Au venit la Iași, da. Aveți
Mai aveți imagini cu deschiderea sau... În arhiva Institutului Francez se mai află încă imagini de la deschidere și cu echipa Centrului Cultural Francez de atunci. Încă mai sunt mulți oameni din vechea echipă, atât în personalul institutului, cât și între profesorii colaboratori, da, sunt persoane fidele acestei instituții încă de pe atunci. Și vreau să vă spun, chiar în publicul pe care îl avem la evenimentele noastre, avem persoane care din 92 încoace au participat în mod constant la evenimentele culturale create de Centrul Cultural Francez, actualul Institut Francez. Îmi fac un proces de imaginație acum și mă gândesc cum ar arăta ziua respectiv, cum arăta Iașul în momentul în care doi președinți de țară din Franța și România au venit la Iași pentru inaugurarea unei filiale a Institutului Francez. Cred că era ceva frumos și mai ales după o perioadă comunistă în care eram ușor împiedicați, să spunem, de astfel de evenimente. Care a fost motivația din spate pentru înființarea acestui centru? Bănuiesc că era o necesitate. Sigur, e în primul rând promovarea francofoniei, pentru că există în întreaga lume o rețea de institute franceze, al căror scop principal este tocmai promovarea francofoniei și al limbii franceze. Dar în afară de acest aspect evident, scopul Centrului Cultural Francez și al actualului Institut Francez a fost și este acela de a construi o identitate culturală. O identitate culturală pe care am construit-o în permanență împreună cu partenerii locali. Există parteneriate cu instituții culturale din Iași de lungă durată, chiar de 25 de ani. Durează aceste parteneriate. Bunăoară cu Muzeul Literaturii Române avem un asemenea acord, bineînțeles cu universitățile, cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cu Universitatea de Arte George Enescu din Iași, cu teatrele din Iași, cu toate, cred că cu toți actorii culturali locali principali au existat asemenea colaborări și care au adus la Iași de foarte multe ori personalități ale lumii francofone. Mi-aduc aminte acum, dar nu știu sigur dacă este francez, s-a dat un premiu honoris causa la Universitatea Alexandru Ioan Cuza pentru Jean-Luc Marion, e francez, nu? Da. Un mare, a trecut și pe la institut? Da, a fost un eveniment A fost recent, de vreo 2 ani, mi se pare. Da, și a fost într-adevăr un eveniment susținut de Institutul Francez din Iași. Am fost chiar prezent în sală în momentul în care i s-a desemnat această distincție. Da, orice centru din 90 până în prezent bănuiesc că a avut modificări instituționale sau ce modificări s-a produs din momentul în care s-a înființat până în momentul prezent? Modificări sunt la fiecare 4 ani, pentru că la fiecare 3-4 ani se schimbă directorul și atunci, în afară de evenimentele cu tradiție despre care urmează să vă vorbesc, bineînțeles că fiecare director vine și cu o nouă viziune, cu o nouă abordare și au fost diferite abordări ale fenomenelor culturale și l-aș invoca, nu pot să n-o fac, l-aș invoca pe Paul-Élie Lévy, un director foarte carismatic al Institutului Francez, de care cred că toți ieșenii își aduc aminte și care, într-adevăr, a schimbat ceva. Cred că toți studenții, toți actorii culturali locali îl cunoșteau pe Paul-Élie Lévy, care avea un entuziasm și o viziune și o dorință de a construi ceva la Iași, de parcă ar fi fost ieșean. Da, avem nevoie de astfel de personalități, de astfel de persoane, da, care să vină cu o trăire și cu o motivație așa puternică încât să mai schimbe câte un pic lucrurile aici acolo. Cred că a fost și a rămas un model pentru foarte mulți dintre noi și el revine și acum la Iași ca și cum s-ar întoarce acasă. Când vedem un nume de Raluca Vârlan Bondor pe funcția de director al institutului? Directorii Institutului Francez sunt prin tradiție francezi. Păi poate schimbăm tradiția la Iași și este o regulă, adică se impune tot timpul ca este sunt o regulă. Numiți? Este o regulă și sunt numiți. Da. Nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul. Dar vă mulțumesc viitorul pentru complimentul indirect. Cum funcționează institutul?
Adică, care este, să spunem, modalitatea de lui? El a fost creat, am văzut că a fost o necesitate pentru a promova specificul francofon, să spunem, și în alte țări, dar prin ce instrumente face acest lucru? Institutul francez cuprinde trei departamente principale, care sunt în egală măsură active, dinamice, prezente în viața ieșeană. În primul rând aș menționa departamentul cursuri și examene, care, după cum numele o indică, se ocupă de cursurile de limbă franceză și de examenele DELF-DALF, care sunt examenele de acreditare pe limba franceză, pe nivele conform cadrului european comun de referință, de la A1, cel mai jos nivel, până la C2, cel mai înalt nivel de cunoaștere a limbii. Avem cursuri de franceză generală, dar și cursuri de specialitate, franceză afacerilor, de exemplu, sau franceză juridică, franceză pentru turism, dar avem și o serie foarte variată de cursuri pentru cei mici, precum și ateliere ludice lunare, în care le propunem să învețe franceza jucându-se. Aveți? Da, vă rog. Da, apoi există mediateca Institutului Francez cu foarte multe documente în limba franceză, cărți, reviste, CD-uri, DVD-uri, jocuri online și la mediatecă colegul nostru Olivier Dumas, care este de origine franceză, dar care lucrează la Institutul Francez chiar de la înființarea lui, din 92, a reușit să creeze un club al elevilor francofoni. Acest club atrage din ce în ce mai mulți adepți și pentru că le propune tot felul de activități interesante, precum seri karaoke sau vizionări de film. În limba franceză. În limba franceză, da, bineînțeles. Mă gândesc, aveți tot personalul necesar pentru a realiza ceea ce mi-ați prezentat mai devreme? Adică profesori, oameni acreditați pentru a susține acele examene, pentru corectarea acelor examene? Și, deci, efectiv, tot personalul necesar pentru a pune în practică ceea ce ați povestit. Da, avem mai mulți profesori colaboratori în Iași care provin de la licee prestigioase, în care cu predare unele dintre ele în limba franceză, pentru că în Iași există și licee bilingve, în care unele materii se predau în limba franceză. Și de asemenea mai avem reprezentanțe și centre de examen DELF-DALF în 7 dintre județele din regiunea Moldovei și urmează poate în viitor chiar să ne extindem. Da, acestea sunt lucruri minunate. Toate aceste proiecte, să spunem, pe care le vom aminti imediat, necesită un buget, dar chiar institutul în sine, el necesită un buget, finanțare. Cum supraviețuiește? Adică de unde are banii necesari pentru a pune în practică cele menționate? O parte din acest buget vine de la Ministerul Afacerilor Externe din Franța și prin Ambasada Franței în România și de asemenea avem parteneriate locale, sponsori care ne susțin, pentru că din păcate, după cum știți, după cum vă imaginați, cultura, pentru că despre cultură vorbim, nu atrage în prezent atât de multe fonduri precum ne-am dori. Dar cu sprijinul unor oameni care iubesc cultura și care își dau seama cât de importantă este ea în viața unei comunități. Deci cu ajutorul acestor oameni reușim să supraviețuim, să inițiem noi proiecte și să le ducem mai departe pe cele mai vechi. Știți ce mă supără tot timpul? De fiecare dată am invitați la emisiune din sfera aceasta culturală și majoritatea, de la Ateneu, de la Muzeu, de la Palatul Culturii și așa mai departe, majoritatea când vin îmi povestesc lucruri extraordinar de frumoase, lucruri minunate, proiecte cu studenți, cu tineri și mai departe, proiecte culturale, proiecte care evidențiază și pun în prim plan Iași cultural și cu toate acestea îmi pun tot timpul întrebarea cum Iașul nostru a pierdut sau a avut un rezultat așa de prost, să-l spunem, în cursa pentru Iași Capitală Culturală, cu asemenea evenimente. Da, este o întrebare care nu neapărat vreau un răspuns în momentul de față, dar este o întrebare pe care ar trebui să ne punem fiecare dintre noi. Un eveniment... Da, și poate că cel mai bine ar fi să avem o atitudine pozitivă și să încercăm să învățăm din greșeli, să construim poate ceva noi, ceva mai bun pe viitor. Și iar revenim la generația de sacrificiu.
Zilele trecute a avut un eveniment foarte important la Iași, și anume Zilele Memoriei Victimelor Holocaustului și pentru prevenția crimelor împotriva umanității. Un eveniment, să spunem, lăudat de multe personalități francofone din România. M-a bucurat foarte mult că am văzut că aveți și o asociație studențească implicată activ și lăudată în acest eveniment. Este vorba de Asociația Studenților de la Jurnalism sau ceva de genul. Cum s-a des... Da, vă rog. Și există și o asociație a studenților francofoni, la fel de activă și dinamică și implicată în tot ceea ce înseamnă evenimente culturale la Iași. Deci implicit se realizează conexiunea și către studenți. Cu siguranță. De la ce a plecat acest... Povestiți-ne un pic despre eveniment. Ziua de 27 ianuarie, de fapt, marchează în întreaga lume Ziua Internațională pentru Comemorarea Victimelor Holocaustului și Prevenirea Crimelor împotriva Umanității. Institutul francez din Iași a ajuns deja la ediția a noua cu acest eveniment. Eveniment creat chiar de Paul Elie Levy, despre care v-am vorbit mai devreme. În mandatul său a fost inițiat acest eveniment, iar noi l-am dus mai departe și am reușit să ajungem anul acesta la ediția a noua. Am propus pe data de 27 ianuarie o dezbatere adresată elevilor, pentru că e un pic mai dificil să atragi acest tip de public spre un subiect atât de neplăcut precum este Holocaustul. Ei nu se află în imediată apropiere a evenimentului și poate că nu înțeleg atât de ușor ce s-a întâmplat și cum a fost posibil. Am dezbătut împreună pe tema memorie și istorie în sala Fondan la Institutul Francez și realmente am fost impresionați de nivelul acestor elevi și de răspunsurile pe care le-au dat. Au acceptat și invitația noastră luni, 30 ianuarie, când am continuat această serie de evenimente cu o proiecție de film, tot în sala Fondan a Institutului Francez. Este un film documentar realizat de un regizor de origine română, dar care a trăit doar 3 ani în România și în rest în Franța. El se numește Romulus Balas și a acceptat invitația noastră pentru acest eveniment. A fost prezent. A fost prezent, da. Filmul se numește Souvenir de Iași, Amintiri din Iași, și este un film documentar cu o perspectivă personală, o documentare personală asupra pogromului de la Iași. Pogrom care, după cum bine știți, a avut în jur de 13.000 de victime și în ciuda acestor proporții tragice, el nu este foarte cunoscut nici măcar la Iași. Și atunci noi încercăm să aducem aceste evenimente mai aproape de cei tineri, să le facem pe înțelesul celor tineri pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete. Cred că ei înțeleg foarte bine ce înseamnă o comunitate, cum se construiește o comunitate, ce trebuie să facem ca să acceptăm diferențele care ne separ, să le transformăm în diferențe care să ne unească până la urmă. Și dezbaterea cu Romulus Balas cred că a fost o reușită. Mă gândesc acum dacă... Mă gândeam la câți turiști care vin în ea știu de această instituție sau măcar știu de program pentru a merge să viziteze locul, să vadă respectivul, să vadă măcar locația, domnule, ia uite, acum câțiva zeci de ani în urmă s-au întâmplat atâtea. Cred că inițiative în acest sens au fost în ultimii ani, pentru că există plăcuțe comemorative în unele locuri din Iași, pentru că există o stradă, poate mai puțin cunoscută, care se numește Benjamin Fondan și noi avem o sală la Institutul Francez cu numele de Benjamin Fondan, poetul, filozoful, dramaturgul și cineastul ieșan stabilit în Franța și care a murit în lagărul de concentrare de la Auschwitz. Poate că este important de subliniat că a murit la Auschwitz pentru că a refuzat să își abandoneze sora în lagăr, deși ar fi putut să plece și să scape, dar a preferat să rămână alături de sora lui.
Deci, apropo de etică și de ce vorbeam mai devreme, iată că există și oameni care preferă să moară pentru un principiu până la urmă. Iar în Iași există o stradă cu numele lui Benjamin Fondan, chiar în spatele comunității evreiești și, repet, sala de la Institutul Francez care îi poartă numele. Comunitatea evrească sau reprezentanții acestea au fost prezenți la evenimentele zilele trecute? Au fost alături de noi, ca în fiecare an. De altfel, aceste evenimente sunt organizate în fiecare an în parteneriat cu comunitatea evreiască din Iași, al cărei președinte este domnul Abraham Giltman. Deci putem să spunem că deja este o tradiție, este la al noulea eveniment de acest gen. Să sperăm că o să urmeze și mai multe în acest sens. Care a fost feedback-ul persoanelor care au participat după? Mă gândesc că atunci când particip la un astfel de eveniment, în care vorbeam înainte de a intra în emisiune despre faptul că noi, cei care nu suntem neapărat de origine evrească, poate nu simțim, sau noi tinerii în principal, poate ni se pare o distanță mult prea mare față de evenimentele care s-au întâmplat în trecut. Dar sunt supraviețuitori, sunt oameni care au trăit, au simțit și poate erau copii în acea perioadă și au resimțit încă resimt acele efecte. Care a fost? Cum fiind oamenii și povestesc aceste lucruri? Da, există chiar un supraviețuitor al pogromului de la Iași care era copil în acea perioadă și povestea într-un documentar emoționant realizat de TVR că a fost prima lui călătorie cu trenul, în acele trenuri ale morții, despre care istoricul ieșan Adrian Cioflâncă a cercetat și a aflat foarte multe. Prima călătorie cu trenul, l-am dat chiar acest exemplu elevilor prezenți în sală și într-adevăr a avut efect pentru că te ajută să te pui mai ușor în pielea celuilalt. Aceasta este provocarea până la urmă. Să încerci să te pui în pielea celuilalt și să îți imaginezi cum ar fi dacă toate aceste lucruri ți s-ar fi întâmplat ție. Cât de important este pentru o comunitate evrească să se realizeze evenimente, să se reamintească pentru mentalul colectiv astfel de trăiri? Cred că nu numai pentru comunitatea evreiască, pentru o comunitate în general este important să organizăm cu o anumită frecvență astfel de evenimente pentru a nu uita. Pentru că marele dușman în istorie, până la urmă, este uitarea. Uitarea face ca anumite tragedii să se repete la anumite intervale de timp. Da. Eu am mai văzut că pe lângă acest eveniment, dar înainte de aceasta mi-am reamintit o întrebare. Acum, care a fost feedback-ul regizorului când a venit la Iași? Este foarte important să vedem nu doar cum suntem noi priviți de către noi, ci să vedem cum suntem priviți și de către alte persoane exterioare nouă, mediului în care noi conviețuim și trăim, pentru a ne da seama la ce nivel suntem. Ce v-a spus după acest eveniment? Că ar dori să se întoarcă. Cred că asta spune totul. Și probabil vom mai invita cu următoarea ocazie. După cum ați anunțat, noi mai avem și alte evenimente pe această temă de-a lungul anului. Următorul eveniment de acest tip va fi la sfârșitul lunii iunie, comemorarea pogromului de la Iași, între 27 și 29 iunie. Anul trecut am avut o expoziție documentară despre Benjamin Fondan, pe care am organizat-o în spațiul Atrium din Palace Mall și am avut invitați foarte importanți cu această ocazie, doamna Caroline François de la Memorial de la Shoah din Paris și invitați de la Institutul Elie Wiesel de la București. Iar anul acesta, pentru comemorarea pogromului de la Iași, vom organiza tot o expoziție. De această dată însă la Institutul Francez. Curatoarea acestei expoziții este o româncă, dar care trăiește în Elveția, Olga Ștefan. Olga Ștefan a fost deja prezentă la Iași anul trecut pentru comemorarea pogromului cu un concept expozițional foarte interesant, Fragmente dintr-o viață, care a fost foarte bine primit de presa culturală ieșeană. Da. Ce alte evenimente de tradiție mai realizați? Eu mi-am mai notat unul, m-am uitat un pic, m-am informat și am mai văzut luna francofoniei.
sau ceva de genul, dacă nu mă înșel. Este o lună în care se întâmplă evenimente pentru tineri, pentru toate categoriile de vârstă, sau chiar este o lună calendaristic plină de evenimente? Este o lună, este luna martie, în care în mod tradițional organizăm mai multe evenimente. Este luna francofoniei în întreaga lume, așadar o sărbătorim și la Iași, iar aceste evenimente se adresează unor tipuri de public diferite, de vârste diferite și gusturi diferite. Aș putea să vă povestesc despre ce am organizat anul trecut și despre ce urmează să organizăm anul acesta. Anul trecut am avut în deschidere un concert French Mania, un concert în care artiști români au cântat în limba franceză, la Iași au fost invitați Cheo și Alexandra Ungureanu, iar la București a cântat în deschidere la pian chiar ambasadorul François Saint-Paul, care este un foarte mare amator de muzică. Un alt eveniment pe care îl organizăm în fiecare an în luna francofoniei este un picnic poetic francofon. Ce presupune? E ușor așa, picnic poetic. Cum îl interpretați? Mă gândesc că oamenii se întâlnesc undeva într-o poiană, să o spunem, și zic poezii, nu știu. Nu sunteți foarte departe de adevăr. El se cheamă Haiku Noi, de fapt se compun haikuri în limba franceză și având această latură ludică se adresează, după cum vă așteptați probabil, în primul rând elevilor și studenților. Îi invităm la picnic, îi invităm să compună haikuri în limba franceză și să le posteze apoi pe rețelele de socializare. Anul trecut a avut loc în 54 de locuri simultan, deci au fost foarte multe haikuri. Internațional, în 54 în diferite țări? La noi. Ah, în țară. Este un proiect inițiat de Institutul Francez din București. Și atunci, mă gândesc acum, ați spus că aveți trei ramuri în țară. Aveți la Cluj, Timișoara și Iași. De fapt, cele mai mari orașe din țară. Fiecare institut poate să organizeze în mai multe puncte diferite, adică sigur, să aveți și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza un punct și să mai aveți și la Colegiul Costache Negruți. Nu știu, da, spun. În foarte multe școli și în foarte multe licee a avut loc. Și în parcuri chiar. N-a fost... Cum priveți tinerii astfel de evenimente? Și mă refer în principal la elevi. Și nu spun degeaba elevi, spun pentru că când ești student, deja începi să cunoști și partea aceasta de implicare în proiecte, în voluntariat și așa mai departe. Elevii de multe ori poate sunt mai greu accesibil, mai greu intri la inima lor cu proiecte cărora să le placă, cu proiecte care să renunțe la jocul de la televizor sau de la jocul de la calculator, iertare, și să vină să facă ceva util pentru el, util pentru dezvoltarea lui mentală, culturală. Uneori cred că e o falsă impresie că ei stau doar lipiți de calculator și sunt atrași doar de cine știe ce jocuri, pentru că sunt foarte mulți elevi care încă mai citesc, încă se mai documentează, dar asta poate și dacă au șansa fie să aibă profesori care să le deschidă o poartă către această lume a lecturii, fie să cunoască persoane care să le stimuleze gustul pentru așa ceva. Eu am cunoscut foarte mulți elevi din această categorie și poate mai puțin din cealaltă categorie, care stau doar lipiți de calculator. Am avut ieri, vă rog. Cred că e ușor să-i atragi atunci când există o latură ludică evidentă în evenimentul respectiv, pentru că de fapt învățăm jucându-ne cu niște poezii și în același timp transmitem un mesaj celorlalți. Am avut ieri invitați doi studenți reprezentanți ai Iașului, doi studenți foarte implicați, aș putea spune eu, care mi-au ridicat o problemă foarte mare și un punct foarte important. Vorbeam despre elevi și despre continuitatea lor și îmi spuneam că, domnule, pentru o mai bună continuitate, profesorul are un rol desăvârșit. Și în cazul acesta, profesorul de limbă franceză să-i îndrume și să-i îndrume către activități prin care ei să învețe limba franceză mai ușor, mai pe placul lor prin activități. Ce alte evenimente de tradiție mare Institutul Francez Iași? Tot în luna francofoniei, pentru că am început să discutăm despre acest subiect, avem o colaborare de lungă durată cu Facultatea de Limbă Franceză a Universității Alexandru Ioan Cuza, care în fiecare an organizează un colocviu al francofoniei.
Temele sunt spumoase de fiecare dată. Anul trecut a fost francofonie curiozite, francofonie și curiozități. Anul acesta tema este polarisation, o temă care se va axa pe romanul polițist. Și la sfârșitul acestui colocviu organizăm în mod tradițional un bal al francofoniei. Ce vom aduce nou anul acesta? Niște ateliere de teatru pentru elevi și studenți, care vor fi animate de dramaturgul și jurnalistul român Virgil Tănase, care trăiește în prezent la Paris, colaborator al Radio France International. Și, de asemenea, tot pentru cei tineri, am invitat un blogger, un YouTuber care se joacă cu limba franceză și care le va prezenta limbile romanice prin jocuri lingvistice. El se numește Romain Filstrof și va veni atât la Iași cât și la Suceava pentru luna francofoniei. Veți avea și acolo un punct de activitate, să înțeleg. Da, pentru că a fost propunerea Universității Ștefan cel Mare din Suceava, invitația lui Romain Filstrof, propunere pe care noi am îmbrățișat-o imediat, pentru că ni s-a părut o idee foarte bună pentru publicul tânăr. Ei au domenii pe partea aceasta de litere, mă refer română-franceză, studii în acest sens? Sigur, există o facultate de limbă și literatură franceză care este chiar foarte dinamică și mai există un departament de traduceri foarte activ al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, cu o revistă despre traduceri, o revistă de top, care e cunoscută pe plan european. Știu că aveți, sunteți și organizator, dar și implicat, și mă bucur că am această discuție cu dumneavoastră în calitate de coordonator a acestor evenimente, pentru că știți la firul ierbii, cum s-ar spune, exact ceea ce trebuie livrat către cetățeni și de ce au ei nevoie. Festivaluri organizate de institut, dacă puteți să ne povestiți câteva lucruri pe partea aceasta. Da, voi insista în primul rând pe partea legată de film. Și începem de obicei în luna iunie cu un festival de foarte scurt metraj. Cred că toată lumea a auzit de scurt metraje, poate mai puțin de foarte scurt metraje. Foarte scurt metrajele sunt filme de mai puțin de 3 minute. Așadar, un concentrat cinematografic. De obicei, filmele sunt propuse pe o anumită temă. Festivalul are deja un public format la Iași, pentru că anul acesta va ajunge la cea de-a 11-a ediție și există foarte, foarte mulți amatori de foarte scurt metraje. Seamănă un pic cu Noaptea Devoratorilor de Publicitate, evenimentul, pe care noi l-am organizat de fiecare dată în alt loc. Anul trecut l-am organizat în cadrul Street Delivery, deci a fost o colaborare cu Muzeul Literaturii Române. Și proiecțiile au avut loc în galeriile Podpogor. A mai fost organizat și în curtea interioară de la Palace. L-am organizat într-un an sub formă de maraton cinematografic la Institutul Francez și au fost mulți spectatori care au rezistat 6 ore de la început până la sfârșit, tocmai pentru a-și vota filmele preferate. Cine realizează aceste scurtmetraje? Aceste foarte scurt foarte metraje. Scurt metraje. Sunt realizatori din întreaga lume. Apelul este deja în curs, se face o selecție și noi avem ocazia să vizionăm filmele din selecție. Avem și ieșeni? S-au înscris și ieșeni? Se înscriu de fiecare dată și ieșeni și am avut și o câștigătoare acum 2 ani, Ligia Prodan. Tema de acum 2 ani era o temă legată de globalizare și cum reușește să facă față lumea contemporană fenomenelor care țin de globalizare, care încearcă să șteargă diferențe. Din păcate, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Dragi telespectatori, am revenit aici în platoul City Pulse, unde discutăm alături de Raluca Vârlan-Bondor despre Institutul Francez, despre cele mai importante proiecte culturale care ajută viața culturală a Iașului și o face să fie mai
vibrantă, aș putea spune eu. Rămăsese să vorbim despre festivalurile pe care le organizați și vorbeam despre Festivalul Internațional de Foarte Scurt Metraj, în care în 3 minute trebuie să sintetizezi atâta emoție și trăire ca și cum ar fi un film adevărat. Este destul de greu și chiar trebuie să ai, abilitatea aceasta, să spunem, de regizor. Ce alte festivaluri mai aveți în program? Da, pentru că tot am vorbit despre film, avem în fiecare an, în luna noiembrie, un festival de film francez. De obicei avem și un invitat cu această ocazie. Anul trecut l-am avut invitat pe Joachim Le Pastier de la publicația Cahiers du Cinéma, care a intrat în dialog cu publicul prezent cu această ocazie, într-o seară de gală în care am proiectat un clasic al cinematografiei franceze, Le Parapluie de Cherbourg, Umbrelele din Cherbourg. Da. Vin oameni, mă gândesc, aveți regizori internaționali care au fost pe la noi, premii Oscar, tot felul de premii din acestea pe care le auzi foarte pompoase pe la TV. Nu sunt nomine și nici n-aș putea să vă spun titlul, dar oameni care au avut recunoaștere internațională. Nu am ajuns încă la acest nivel de a avea invitați laureați al unor premii precum premiul Oscar. În schimb, invităm de obicei persoane specializate în acest domeniu care să poată să intre în dialog cu publicul și să transmită un mesaj până la urmă, pornind de la filmele pe care cei prezenți în sală le vizionează. Film? Și ce mai este, dacă ar trebui să punem lângă film un alt lucru, literatura, care se îmbină perfect. Toate transmit o emoție, una prin imagine, alta prin scris. Până la urmă, filmul pleacă tot de la ceva scris. Se transpune în imagini, de la scris se transpune în imagini. Aveți un festival și pe partea aceasta de literatură. Un festival care se numește Festivalul Primului Roman. Așadar, este vorba despre romane de debut, dar vă voi explica pe scurt cum se petrec lucrurile. Există un club de lectură la Iași și nu numai la Iași, și în alte orașe europene, pentru că e un festival internațional. Iar acest club de lectură citește într-o primă etapă o serie de romane de debut din anul respectiv și votează romanul favorit. În urma acestui vot, autorul acelui roman este invitat la Iași. Noi am ales în ultimii 2 ani să organizăm aceste întâlniri cu publicul ale laureaților primului roman în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traduceri, în cadrul FILIT-ului. Anul trecut l-am avut invitat pe François-Henri Désérable. Am organizat o dezbatere pe tema romanului său de debut, Evarist. El a fost prezent în librăria Cărturești, iar dialogul a fost moderat de doamna profesor universitar dr. Simona Modranu. Este un lucru minunat. Deci, să înțeleg că aveți parteneriate și pe partea aceasta de festivaluri internaționale, să spunem, cum este FILIT-ul. Este un lucru minunat. Dacă ar trebui să facem trecerea, știu că acest institut are și o parte practică către, înclinată către studenți, către tineri, către cei care vor să intre în posesia, să spunem așa, în posesia unei burse. Da, este de fapt un crez al nostru, faptul că tinerii trebuie să călătorească, că este foarte important ca în timpul studenției să te formezi și în alte țări decât în țara proprie, pentru că dobândești și o altă perspectivă asupra lucrurilor și ajungi să te cunoști mai bine pe tine însuți. Bursele guvernului francez. În acest sens, Institutul francez și Ambasada Franței în România oferă anual o serie de burse și atrag atenția asupra faptului că există un apel în curs care va expira pe data de 28 februarie și apelul se adresează masteranzilor, doctoranzilor și postdoctoranzilor care doresc să facă studii în Franța. Dosarele se pot trimite la Ambasada Franței și mai multe informații în acest sens găsesc cei interesați atât pe site-ul Institutului Francez din România, cât și pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul ambasadei. Unde vă pot găsi dacă vor să afle informații personale, face-to-face? Pe noi ne pot găsi la sediul Institutului Francez din Iași, Bulevardul Carol numărul 26, chiar lângă clădirea arhivelor.
Noi chiar venim în sprijinul lor pentru că organizăm de-a lungul acestui an o serie de ateliere, iar un atelier are loc chiar în acest moment când noi vorbim. Sunt ateliere care îi învață să redacteze CV-uri și scrisori de motivație și de aceste ateliere se ocupă lectorul nostru francez și responsabil de cooperare educativă pe regiunea Moldovei, Aurélien Amig. A fost lansat un apel în acest sens, iar cei înscriși participă chiar acum la acest atelier care îi învață să-și facă dosarul de candidatură pentru bursele guvernului francez și pentru programul Erasmus. Deci, dragi studenți, masteranți, doctoranți și postdoctoranți, cred că vis-a-vis de balenă, pentru că este un punct mai cunoscut, vis-a-vis de balenă se află Institutul Francez din Iași, unde dacă doriți să fiți acceptați, depuneți-vă dosarul pentru astfel de bursă, pentru a merge în Franța și pentru a experimenta viața academică, viața studențească și acolo. Da, e foarte important să călătorească, dar cred că studenții cărora ne adresăm știu deja asta, foarte mulți dintre ei au călătorit deja și de altfel explozia internetului încurajează această deschidere către exterior. Ce alte concursuri mai aveți către tineri, către societatea civilă în general? Ca să rămânem pentru moment tot în această zonă, studenți și elevi, avem un parteneriat care a început anul trecut cu publicația franceză Courrier International, un parteneriat intermediat de Muzeul Literaturii din Iași, care a început tot cu ocazia Festivalului Internațional de Literatură și Traduceri și care s-a adresat studenților la limbă franceză și elevilor. Au fost niște ateliere de traduceri de texte de presă și apoi un concurs câștigat de o studentă la franceză germană, Otilia Dulhai, care deja a beneficiat de o călătorie în Franța și de o vizită a redacției Courrier International, iar textul traducerii ei va fi publicat în numărul de luna viitoare al Courrier International. Anul acesta extindem acest parteneriat și îi invit pe toți cei interesați să fie atenți la apelurile pe care le vom lansa în acest sens, pentru că vor avea loc mai multe ateliere de traduceri de texte de presă și mai multe deplasări ale câștigătorilor de concursuri la Paris pentru a vizita redacția publicației și pentru a-i cunoaște pe cei care lucrează acolo. Să nu uităm că mai avem un domeniu pe care îl țintiți foarte bine și pe partea aceasta, concursul de fotografie. Fotomaratonul la care probabil vă referiți este tot un eveniment cu tradiție la Institutul Francez, bine cunoscut de iubitorii de fotografie. Îl organizăm în fiecare an. Anul trecut l-am organizat în luna mai. Anul acesta, în schimb, îl vom organiza în septembrie pentru a varia un pic peisajele care vor fi surprinse în fotografii. Concursul se desfășoară pornind de la 4 teme impuse de juriu pe parcursul unei zile întregi. Se pleacă de la Institutul Francez, se bifează anumite puncte din oraș și apoi, într-o a doua etapă, are loc o festivitate de premiere. Am vorbit foarte mult despre proiectele acestui institut, proiecte care ajută, în primul rând, viața culturală a Iașului și proiecte care ar trebui să fie știute de către fiecare cetățean și cu ocazia aceasta ne bucurăm că putem să transmitem acest mesaj mai departe. Ori toate aceste lucruri trebuie susținute, trebuie să aibă o anumită fezabilitate și financiară, dar și prin prisma ajutorului reciproc în comunități. Și aici mă refer la parteneriate. Pe ce parteneriate importante se sprijină institutul? Voi sublinia câteva parteneriate, cele mai importante. În primul rând, Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri, pe care Institutul Francez și Ambasada Franței în România l-au sprijinit de la bun început și continuă să-l sprijine, pentru că noi considerăm că e un proiect foarte interesant, care a adus foarte multe pentru viața culturală în Iași. Apoi avem un parteneriat de lungă durată și cu Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, un festival organizat de Teatrul Luceafărul din Iași. Avem invitați francezi în fiecare an cu această ocazie.
Un alt parteneriat cu Centrul de Fotografie Contemporană, care a demarat anul trecut un eveniment, Bienala de Fotografie Contemporană, care va mai avea loc și anul viitor. Și nu în ultimul rând, o colaborare strânsă cu Centrul Cultural German, alături de care organizăm evenimente menite să sublinieze importanța dialogului între culturi. Cam acestea ar fi cele mai importante. Importante parteneriate culturale, dar pentru că ați adus vorba despre comunitate, nu doar aceste parteneriate sunt importante. E important și un parteneriat pe care îl avem cu Fundația Emmaüs, de care probabil ați auzit. Pentru cei care nu cunosc despre ce este vorba, e o fundație care se ocupă de oamenii fără adăpost din Iași, de altfel ei au reprezentanțe în mai multe orașe în toată lumea, sunt activi și la Iași și au reușit să facă minuni cu unele cazuri sociale. De aceea noi suntem alături de ei și organizăm cu o anumită frecvență evenimente, proiecții de film, de exemplu, însoțite de colecte de haine, da, și alimente. Din păcate, timpul nostru s-a scurs. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această ediție. Ne revedem mâine la aceeași oră, unde discutăm cu viceprimarul Radu Botez despre ce se mai întâmplă în Iașul nostru drag. Până data viitoare, vă spun numai bine!